Astăzi vreau să vă prezint această cușcă de transport. Toată problema este că am stat ca vreo 8 zile total în această cușcă. I-am deschis prima ușiță, dar matca n-a fost acceptată, ci pur și simplu a fost omorâtă în cușcă de către albina care a intrat la ea. Deci nu izolează cușca, matca, adică nu o protejează pe matca să nu fie omorâtă în cușca, deci poate fi omorâtă și în cușca. Stupul se afla între acești două stupi și astfel am zis să fac un pic mai diferit desfințarea lui, fiindcă eu nu mă mai chinui să adaug încă o matcă dacă n-a acceptat-o, pur și simplu desfințez și toată albina cu legătoare vine la acești doi stupi, s-a împărțit și au format ghemuri sub urdinii. Și bine, eu am și strâns urdinișele cu tăbliță. Stupul respectiv l-am mutat aici și va avea numai albina tânără care a eclozat de curând și care n-a ieșit. Aceasta o voi muta lângă roiul care l-am format zilele trecute de la familia care intrase în frigurile roitului. Am să vă arăt. Nu o să mai rămână foarte mult albină. Iată, e acolo. Această albină va fi toată mutată lângă roi data viitoare. Deci aceste cuști nu sunt, adică probabil funcționează într-un anumit fel, dar această familie n-a vrut pur și simplu să accepte această matcă. Până la urmă au omorât-o. Cam atât. Până data viitoare, numai bine.